Ne pregătim, oameni buni, iată, după sărbători cu familia reunită, mese, cântări și cine mai știe ce, ne vizitează acum prietenii noștri care sunt în permanență îndrăgostiți, ceea ce ne place foarte tare, Cleopatra și Eduard Sanda. Secundă, să facem o piruetă așa la început de an. Bine ați venit. Bine te-am găsit. Mamă, din cap până în picioare îmbrăcat la fel aici, da? Moda lui 2022. Ce face tânăra familie? Foarte bine, mulțumim. Am venit să te vizităm așa. Mă bucur mult de tot, nici nu știți ce vă așteaptă. Da? Da, avem de rău? Nu, de rău, hai la bar, vreți? Haideți, mă gândeam că arătați așa foarte fresh să fim aici. Și tu la fel, mulțumim. La bar avem și un pahar de șampanie pentru tânăra familie. Spuneți întâi de toate ce ați făcut de sărbători. Cu familie, așa cum... A venit familie la noi. Așa cum crezi că am pus ceai pe mine? Stai liniștit, că e în regulă. Oricum te-a sortat. M-a sortat, da. Așa, deci a venit familia aici? Da, i-am adus pe noștri. A venit părinții mei de la Chișinău. Au venit anul ăsta, cred că a fost primul an în care au venit ei încoace, că de obicei ne duceam noi încolo. Am mâncat sarmale, salată beof. Ne-am împărțit cu meniul. Nu e așa ușor. Deci fii atent că aici problema e în felul următor, Eduard. Părinții au venit la voi. Au venit cu un scop. Să vadă, ia să vedem, copiii ăștia se descurcă. Au făcut mâncare. Stai liniștit că n-au fost atât de drastici. E inspecție. E inspecție. Ne-au ajutat foarte mult. Da. Au venit să pună osul la treabă, de fapt, nu? Știi de ce? Ideea este că ne-am împărțit, ca asta vreau să zic, ne-am împărțit cu meniul, ca zis el, de sarmale. Deci mama lui face niște sarmale demențiale. Sinceră să fiu, îmi plac mai mult sarmale românești. A renunțat la alea moldovenești. Da, pentru că astea moldovenești sunt diferite. Nu sunt cu carne, da. Ei pun doar orez și legume. Așa deci sunt. Șoc, Cleopatra Stratan, sarmalele mamei soacre sunt mai bune cele decât mai bune ale mamei. Mamă, ce frumos. Da, e o chestie de, gust. Eu am mâncat toată viața sarmale moldovenești și de când le-am gustat pe ale mamei soacre, am zis că la astea rămân, că îmi plac mai mult. Merg cu asta. Salata de beof, cine o face mai bine? Noi am făcut-o. Asta. Am făcut-o pe aia moldovenească, care iarăși este diferită după rețetă. Cum e aia moldovenească? Este așa, maioneză, care nu se face de casă, e maioneză cumpărată, ou, se pune castravete șuncă? Murat. Parcă nu? Nu șuncă, este un fel de parizer. Ah. Un fel de parizer. Așa, deci noi nu avem asta parizer. Nu, asta, nu? E mai light. Vă puneți piept de pui. Legume. Avem așa și... Așa, se mai pune morcov fiert, cartof fiert. Și atât. Da. Și mazăre. La noi e mai mult vegan așa, pe legume, știi? La ei mai pun și carne. Da, e vegan cu sarmale cu carne. Corect. Da, și am făcut meniu așa, am părțit jumătate românesc, jumătate moldovenesc. Am vrut ca părinții mei să guste sarmalele românești și ei să guste salata de beof moldovenească. Și deci ne-am împărțit. Până la urmă, cum s-ar zice, fost... cum s-ar zice la ei, s-o primit tarighini. S-o primit tarighini, da. Și s-o băut un pic un vin? S-o băut și vin. S-o băut de toate. Doamne ajută, să trăim, la mulți ani tuturor. La mulți ani, s-a băut foarte bine. Asta a fost de Crăciun, iar de anul nou? De anul nou pe scenă. De anul nou pe scenă. La frig. Așa cum îi stă bine artistului. Păi da, cred că n-am mai avut concert de Revelion de când de la Revelionul 2020, după care s-a dat pandemia și abia acum, peste un an, am avut iarăși concert și ne-am bucurat tare mult. Am fost la Brăila. La Brăila. La Brăila, eram în mașină, mergeam spre Deva, eu am prezentat undeva la Deva, la Simeria acolo și la Radio România Actualități, ascultam, povesteau... Piesa noastră, nu? Era piesa asta, nu, dar povesteau că la Brăila brăileni o să aibă în această seară o bucurie, Cleopatra Stratan o să fie și de asta. Ce tare, dar fii atent, când am intrat în oraș în Brăila, da. Eram tot pe Radio România Actualități. A intrat piesa. Prima oară când am auzit-o pe... Și am zis că hai să încheiem frumos anul. Da. A fost un semn. Foarte frumos, un semn. Bun, și acum, știi cum e, emisiunea aia, 100 de români. Am întrebat 100 de români care a fost cea mai des întrebare pe care ați primit-o în perioada sărbătorilor. Așa. Cea mai des pusă întrebare de... cu tot cu Crăciun și Revelion, da, sau doar da, Crăciun? Da, toți români, știi, adică cât am mâncat? Asta sau ce? Întrebau sau? Nu, cred că... Ne mai întreabă care de copil, sunt planurile noastre? La asta v-ați referit. Eu am vrut să sar peste, știi? Nu, eu m-am gândit... 100 de puncte, asta era întrebarea. Merg mai departe. Eu m-am gândit la ceva, m-am gândit că toată lumea, într-adevăr, ne-a întrebat, pe lângă asta cu copiii care ne-au terorizat, toată lumea ne întreabă... După ce să aveți primul copil, o să întrebe, dar când al doilea și după al doilea când al treilea și tot așa. Păi asta e ordinea. Eu mă gândeam că o să ne întrebe și ne întreabă în continuare care sunt planurile noastre pentru anul ăsta și, sincer, avem o listă măricică. Sperăm să apucăm să fim sănătoși, să le facem pe toate.
Și cred că asta dorim la toată lumea, să se îndeplinească exact ce și-au știi dorit. E important să fim sănătoși, uite și fotografii cu voi. Am fost la munte. Să spui, uite, acolo este haina făcută de mine. Țin minte că data trecută când ai venit, ai spus de... E lucru. Avem este deja gata câteva prototipe de... Da. Deci așa. ușor. Dar nu scăpați, nu scapi. Deci... Perfect, abia aștept. XL. Bun, haide că aveam un joc pentru voi, hai să facem în felul următor. Ciucă, ai cu căștile, cum facem? Devii tu cu căștile? Da. El este prietenul nostru, Radu Ciucă, venit de undeva de la Orlea. Are căști, fii atent. Tu facem, pune-i prima dată căștile, Cleopatra, dai, dai tare de tot la muzică. Tare să nu-mi spargi timpanele. Îi spargi challenge, nu? Eu trebuie să... Dar fii atent, nu, tu te uiți la mine. Eu te întreb ceva, Cleopatra nu vede, da? Și mă dau și așa să nu citească pe buze. Și am o întrebare pentru tine, Eduard Sanda. Și apoi întrebăm pe Cleopatra. Așa, ia să vedem. Fii atent. A dat drumul la muzică, perfect. Ea nu se uită la mine, tu uite-te la mine, tu uite-te la Ciucă, la Ciucă, așa, perfect. Să nu citească pe buze. Da. Întrebarea e, ce crezi că ar schimba Cleopatra la tine? Ce crezi că ar schimba Cleopatra la tine? Da. Răspunsul e nimic. Hai, mă. Nimic? Bă, nimic? Ia să vedem. Cleopatra! Dacă eu spun. Am o întrebare pentru tine. Dă căștile jos. Dacă ar fi să schimbi un singur lucru, dar unul singur la Eduard Sanda, ce ai schimba? Un singur lucru. Nimic. Ce ți-am zis, bă? Ce m-a speriat. Meci, mă. Băi, pune căștile. 1-0. Căștile? Pune căștile. Păi tot ei? Nu, ție, că apoi ei. Stai. Ia. Nu, lasă tot ea, că așa mai am întrebări. Gata, hai. Muzică ciucătare, da? Maxim. Bun. La mine. Stai să nu se învadă, da? Despre ce crezi că ar spune Cleopatra că iubește cel mai mult la tine? Ce iubește cel mai mult? Tot, cred. Tot. N-are o chestie, gata? Hai să vedem. Gata. Cleopatra! Eu. Ce crezi? Stai mă, că am uitat și am întrebat. Ce crezi? Ce iubești cel mai mult la mine? Da, ce iubești tu cel mai mult la el? Tot. Ba, nu se poate așa. Ne trimite mesaje pe sumață, nu e? Băi, hai mai o întrebare. Ia pune mă, Ciucă. Pune repede muzică. Dă-i tare. Gata. Hai că mai am o întrebare. Microfonul ca să nu mai trătesc de masă. Hai să punem căștile, dă tare de tot, de tot. Maxim, ia, uite-te maxim. La mine. Ia. Fii atent. Uite-te la Ciucă. Ciucă. Bă, tu deci... despre ce moment din relația voastră Cleopatra a spus că a fost momentul pe care nu o să-l uite niciodată? Cred că momentul în care am cerut-o. Când ai cerut-o? Da. Unde? Când? În căsătorie. Dar când? Unde? Unde? Păi când am cerut-o. Deci când ai cerut-o în căsătorie, la modul ăsta, nu când a fost nunta. Deci când ai cerut-o în căsătorie. Nu, când am cerut-o, da. Așa că, hai să vedem. Cleopatra, care crezi că este momentul pe care nu o să-l uiți niciodată în viața ta? Are legătură cu Eduard, bineînțeles. Din relația voastră. De până care acum. M-a cerut. Bă, nu se poate așa. Nici eu nu mă așteptam la răspunsurile astea, sincer. Bă, băiatule. Deci nici eu nu m-am așteptat. Mă așteptam să zici nunta, mă așteptam să zici la nu știu ce. Păi, de la momentul în care m-a cerut a început totul. Eram între și între să zic, mă, ori nunta, ori când am cerut-o. Da, când am cerut a fost mai... Gata, hai să schimbăm. Hai să schimbăm. Hai, iată să văd. Deci... Ce zici de treaba asta, Cristina Șeulean? Cred că ne cunoaștem prea bine. Colega noastră din spatele camerelor de filmat, Cristina Șeulean, efectiv, șocată de aceste răspunsuri, 100%. Corect? Ea este Cristina Șeulean, trandafirul redacției. Avem mai mulți trandafiri. Ea este unul dintre trandafiri. Te pupăm! Bună, Cristina! Bună, Cristina! Cum? Mă duc acolo? Bine, Ciucă. Fii atent. Deocamdată nu am nimic, deci vedeți că vă aud. Dă-i tare, tare de tot. Maxim! Care parte a corpului tău crezi că este preferata lui Eduard Sanda? Hai că acum a venit un pic mai așa. Deci ce parte cred a corpului? Cred că buzele. Dă-i căștile jos. Da, mă, ia să vezi. Dacă zice, dacă e bine, îți sparg desfășurătorul ăsta în cap. Vreau să despre ce parte a corpului tu ai spune că e preferata ta? La ea, nu? Da. Nu știu dacă pot să zic. De ce parte? Ce parte a corpului zic? Poți să arăt? Da. Bă, din cap până în picioare. Din cap până în picioare, dar ea a zis altceva. Am zis eu ceva specific. Uite partea asta așa aici. E bine, mă. E bine? Da. Pe aici, pe la
Nu e bine cum gândești, adică vreau să zic. Da. Ți-a făcut semn? Hai. La piept, ce vrei să zic? Nu mă, te-a făcut semn. Hai, și buzele, normal. Am zis buzele. Da. Deci, Cleopatra, cer scuze. Deci, ca să înțelegi partea asta de aici, așa zici și Cabral de soția lui. Da? Da, da, da. E că e fascinat de... Ea a răspuns probabil ceea ce nu trebuia să răspund eu. Nu, tu ai zis, ea a răspuns buzele, dar am tu... Am zis buzele. Da, și tu, am zis... Tu ai zis sânii și fundul. Mi-e place tot, îți dai seama. Da, exact. Tot. Hai să... Puneți căștile, te rog. Hai să vedem mai departe. Așa. Stai să vedem. Hai, bravo, stai să vezi acum, că mai dăm una de asta, așa. Mă uit. Ce crezi tu, sau despre ce crezi tu că ar spune Eduard că ai putea să fii tu invidioasă pe el? Adică, care e lucrul care te face să fii invidioasă pe el sau ceva, știi? Mi-e greu și mie să înțeleg întrebarea asta, te înțeleg și pe tine. Cine a făcut întrebările astea? E cineva care a venit prima dată la noi la emisiune și, iartă, ne schimbăm. Deci, stai așa. Stai, nu că schimbăm, adică... Nu, stai așa să percep întrebarea. Gata, nu mai sunt. Deci, întreba, tu întoarce-te, lasă-ne. Nu, nu, pune. Ce cred eu că el... Stai că mă... Na, niciun... Deci, pe ce crezi tu că el crede că tu ești invidioasă la el? Adică, nu știu, știi, ca și cum parcă el știe că, bă, chestia asta o supără. Stai, gen, să... Ce cred... Vrei să vă ajut eu? Nu mă schimbăm, nu, gata, lasă-mă. Schimbați că e foarte întortocheată. Da, e, niciun, nu, încă o dată, e în blung, e... Ce crezi că ar schimba el la tine, din punct de vedere? Pune-și tu ceva din trending. Nimic nu-l schimbă, că mă așa cum să-ți iau în cap până în picioare. Cum mă, dar să schimbe ceva? Nu vreau să schimbe nimic. Așa cum ce nu vreau să schimbe nimic. Păi și dacă ar fi să schimbe ceva? Nu, te jur că nu, dacă... Zic că o să răspund la fel. Că n-ar schimba nimic? Nimic. Asta nu cred, băi, Eduard, nu cred. Da, te rog. Dacă ar fi să schimb ceva la Cleopatra, ce ai schimba? Un singur lucru, atât. Nimic ce să schimb. What? Ce ți-am zis eu ție? Ți-am zis, trebuia să punem pariu. E perfectă. Pentru mine e perfectă. Eu ce ți-am zis? E perfecțiunea întruchipată. Din cap până în picioare. Bravo, mă. Bravo. Mai facem? Am terminat? Am iau. Ai zis cu desfășurătorul ăla, parcă. Nu, mai zic cu desfășurătorul, deci practic mai trebuie să găsești niște întrebări. Deci stai să mai găsim ciucă o întrebare de asta, dar care să fie, mă, cum să zic, așa clară, albă sau neagră, știi? Haide să mai întrebăm pe Cleopatra să răspunde Eduard. Ceva din trending să-ți placă. Da. Ia să vedem, să mai punem o întrebare pentru Cleopatra. Hai cu o întrebare pentru Cleopatra. De ce te vă rog eu frumos? Ia fi atent. E numărul 1. Care numărul 1 în trending? Care crezi că este ținuta în care Eduard Sandra te iubește cel mai mult? Adică nu că te iubește, e nebunit când te place cel mai mult, când te vede în ținuta. Gata, știu că... Balans! În rochia pe care am purtat-o în clipul la ușa mea. Dacă răspunde și asta, deci dacă își răspunde cu asta, răspunde, jur că îi dau cu paharul de ceai pe ciucă. I-am pus mâncă din trending. Numărul 1 în trending. Hai, e bună piesa. De ce? Ce avem? Numărul 1 în trending. Ce avem? Costel Biju și Mariano. Mariano arde țigara, sau cum arde țigara? Cum arde țigara? Deci, Eduard, care este ținuta care te face pe tine efectiv să-ți pierzi mințile atunci când Cleopatra o poartă? Ținuta memorabilă pentru tine, nu spune nimic? Uite-te la mine, Cleopatra! Încearcă! De obicei, îmi place când se îmbracă în rochie și cu spatele gol. Eu am zis ceva mai specific de atât. Ce? De specific, ceva anume. Te rog frumos să nu avem scandal. Deci body? O ținută care e memorabilă. Nu. Body? Opa. Nu, stai un pic. O ținută, eu am zis o chestie specifică care știu că ție îți place. Și că ești nebunit după ținuta aia ei. O anumită rochie. Dacă tot ai zis de rochie. Rochia din la ușa mea. Păi da, dar i-a dat așa, el s-a gândit la body-ul ăla. Păi nu, el a zis... Mă iau căldurile. A luat... Eu credeam că o să te gândești direct la aia. Păi da, și aia avea, doar că avea în loc de spate, avea... Avea decolteu, da. Da. Deci spatele la gol, nu? Spatele din față. Perfect. Hai, mai punem întrebări? Hai! Gata, a fost 3-3, ce mai vreți? A fost 3-3, foarte bine. Bine, mai aveam ce întrebări. Ne pregătim data viitoare, mai bine. Ok.
Perfect, da? Perfect. Da. Oricum, voi să vă potriviți foarte deci, tare. Deci cred că ne cunoaștem foarte... destul de bine. Numai, asta e clar că vă cunoașteți destul de bine. Dar asta e, așa se numește jocul. Cunoașteți partenerul și mi se pare firesc să vă cunoașteți foarte bine. Ce urmează acum, pentru că vine Sfântul Valentin... Păi vrem să plecăm la Paris, la da. Orașul îndrăgostiților. În prin martie, pe la sfârșitul lui martie, acum să vedem dacă planurile pe care le avem o să coincidă cu vacanța noastră. Da. Eu sunt înnebunită după proiecte... Disney, sunt înnebunită după Disney, după desene animate, el poate să o confirme că în fiecare, da, fiecare zi. Fiecare zi zice, vreau la Disney. Vreau la Disney. E superb acolo. Știu. Da, da. Acum am fost în vară cu copiii. Acum știu nu că... Nu se simți când faci 10 km pe zi. Da. Da? Nu se simți când faci 10 km pe zi. Păi e distractiv, am zis că o să fie o zi superb, abia aștept. Ne-am planificat totul, acum iarăși să vedem dacă coincide cu planurile noastre ce mai avem de făcut. Da. Și cam atât. În rest, poate om pleca... în februarie vrem să mai plecăm pe acasă la Chișinău. În martie în Franța și deja proiecte cred că la multe. Vară... Și deja am ajuns la jumatea anului și apoi ne pregătim de Paște, apoi vine Crăciunul și da, a trecut și anul ăsta. Și după aia mai vorbim, da. Vă mai așteptăm cu mare drag de fiecare dată, sunteți foarte frumoși și să rămâneți la fel de deplinie de viață de fiecare dată și să aveți grijă de voi. Mulțumim frumos, la fel. Mare drag aici de fiecare dată. Și noi la fel. Mulțumim frumos, la fel. Mulțumim mult de tot, Cleopatra. Mulțumim mult de tot, Eduard. Numai bine, aveți grijă de voi. Ce ținut, am crezut că e de la Cleopatra, dar nu, vestimentația lui Eduard Sanda n-a fost oferită de Cleopatra, a fost oferită de... De mine? De, exact. De propriul meu designer, eu. Mulțumim mult de tot, vă mai așteptăm cu drag. Mulțumim frumos, la fel.